Bine, eu vorbesc cu ultimul și cred că sunteți obosit, mă stă de mai succint. Deci sunt lucruri care le-am văzut, le-am auzit la fiecare, nu cu toate de acord, dar asta la urmă s-o atrag atenție la un moment. Deci ne referim concret la tema care a fost pusă de moderator, de Igor Căldare, și eu consider că este sens și bine s-a pus așa această temă și este sens de a o discuta. Deci, demontarea statului Republica Moldova este o realitate. El de cursul a început. Cine nu observă, cel nu vrea să observe, dar el se lucrează. Și acțiunile sunt făcute într-un mod destul de consecvent și stăruitor. Această demontare a statului nostru, istoric, care are a avut rolul în istorie, a mai fost. Noi vedem cum au profitat de această perioadă frații noștri sau verii noștri români și vedem la ce au ajuns, fiindcă prin comportamentul lor au ajuns la cei că acum, cu situația care s-a făcut astăzi, au ajuns la 80% sunt împotrivă. Adică asta totuși e rezultatul activităților aici, în aceste teritorii. Și chestia asta trebuie ei, în primul rând, să nu uite. Cât privește despre prognozele apocaliptice care au fost, mă rog, enunțate din când în când, nu sunt de acord și eu știu un lucru sigur, că Moldova are o soartă, are soarta ei, soarta ei de a fi. Moldova o să fie liberă, chiar dacă s-ar întâmpla pe un timp oricare să fie incorporat, fiindcă pericolul totuși este. Cred eu că aici este un pericol mare și este o greșeală pentru însăși România. Analiștii români nu fac uz de istorie, nu fac uz de lecțiile istoriei și ei acum nu i-au îngăzărat unii lucruri care anume îi paște pericolul în urma unirii, în urma incorporării Republicii Moldova. Deci eu cred că putem compara ca un șarpe când înghite un purcel și îl crapă. E așa poate să întâmple cu dușul, fiindcă încă și băcata astea, având în vedere că noi nu suntem mediul cel sau nu suntem acea mentalitate care a fost impusă în România, anume moldovenilor noștri, fraților noștri moldoveni și ei au acceptat-o. Ei s-au dezis de identitate, ei s-au dezis de proveniență lor și mai departe. Noi suntem altfel educați, noi avem altă mentalitate și aici însăși duhul moldovenesc îl trăiește. Și aceasta este un pericol pentru România însăși, dar eu văd analiștii români că de obicei îi fac toate de-andoasele, îi fac toate, eu cred că slab, foarte slab. Văd un lucru, observ niște lucruri, că se profită din plin de situația în care ne găsim noi, anume, legată de căderea Uniunii Sovietice, de faptul că am avut tot acest an o conducere slabă, de trădarea elitei, care elitele au trădat totuși poporul și interesul poporului, de distrugerea economiei, de pauperizarea poporului. Și ei profită de acest context, sau în acest sens putem să recunoaștem că ei au succese. Fiindcă era 96% erau împotrivă, acum sunt 80% sau chiar 79% sunt împotrivă. Adică se mărește procentul celor care încet, în virtutea realității care o avem noi, cu sărăcire și mai departe, mulți într-adevăr s-au mai vorbit. Că acceptă ideea că e mai bine am duce acolo. Să ne unim cu dânsi și scăpăm de toate problemele. Deci ei profită de această situație și eu cred că asta e un fapt nu chiar curat de punct de vedere, mă rog, al corectitudinii față de națiunea noastră. Mai avem un moment, trebuie să-l apreciem realist, în acest teritoriu, în această bucată de pământ, se realizează interesele tuturor. Se realizează, în primul rând, interesele Rusiei și Americii, interesele României și interesele Europei, să o spunem drept. Un lucru ce mă doare pe mine, ca și fiecare din voi, că nu se realizează interesele Moldovei. Adică și de, nu le pasă nimănui de situația poporului moldovenesc. Vedem, totuși sunt acțiuni care sunt menite să surpe această totalitate și ceea ce ne ține pe noi, că la urmă atât avem și noi, când omul iei valorile lui care le are și de bază, identitatea, poporul, neam, țară și mai departe, el atunci rămâne cu sufletul gol. Un țăran, un vecin de meu din sat, l-am întrebat, vorbim despre eventuala unire și spune, ce faci dacă se unește mine Moldova? Ce vând tot și mă duc în Rusia. Și eu un moldovean care el n-are tendință românofobie. Eu un om care gândește destul de democrat, adică așa și așa noștri, așa noștri. Și sunt lucruri care trebuie să nu le scoatem de pe sunet să șotă. Acțiunile care se fac astăzi și eu nu le primesc bine în interiorul meu, sunt chestii care
se folosesc anume, ne duc la dezorientarea identitară, discreditează statul. Și vedeți că de multe ori se vorbește la diferite, astea sunt mulți promotori ai acestei idei, că statul e eșuat. Aceasta este un lucru care ea se impune și se promovează insistent și în conștiința mai multor moldoveni tot vine și că statul într-adevăr e eșuat și poate că el n-are șanse. Mai ales vine că căcuitul Petrișor Puiu, sau cum, Puiu Petrișor, cum îl spune, și el spune, declară că statul Republica Moldova a fost proiectat ca stat din start alimentar, adică el nu poate fi stat să existe. Sunt niște chestii care el înțeleg cum și el cred că nu a făcut economie fundamentală, el nu are idee de niște chestii de bază care nu știe ce vorbește. Putem fără rezervă să vorbim despre, și cred că chestia asta trebuie să o tragem în timp, despre trădarea poporului de către elite, adică elitele care s-au prindat la conducere până acum, au trădat în linii generale interesele poporului. Și asta putem să începem de la programul de privatizare în agricultură, când a fost trădat în locul programelor bune moldovenești, autohtoni, a fost acceptat programul impus de peste ocean, programul Pământ. Și aici a fost prima trădare. A doua trădare este privatizarea dubioasă a întregii averi, când cu 200 de mii de dolari s-au cumpărat fabrica de ciment la Rezina. Și aceasta eu cunosc... Contra mijloace bănești. Da, 200 de mii de dolari au fost pus pe contul Moldovei. Restul banii nu știu unde s-au dus. Și aici noi nu putem să trecem cu vedere chestii. Eu vreau să trag atenție, la un lucru care... Vreau să trag atenție la un lucru și vreau cred că să vedem ce o să spuneți dumneavoastră, dar eu cred că am dreptate. Eu atrag atenție asupra caracterului totalitar al acțiunilor de distrugere a statului din partea României și Uniuniștilor. Adică ei acționează în tot ce fac ei pentru a discredita acest stat, a-l ieșua și așa mai departe, ei fac într-un mod totalitar, nu democratic, fiindcă problema, dacă ar fi discutată democratic, problema aceasta s-ar pune în alt mod, ei ar pierde. Și din punct de vedere științific, știu ce vorbesc și cât vine vorba despre moldovenism, care mulți îl numesc primitiv, și despre limbă, care putem pot să discut, văd că am doi tovarăși alături, care îi spun pentru limba română. Eu tot am argumente destul de puternice. Care el demonstră... e dușman, eu nu. Bine, mă rog, dar nu știu cum e dreptă, deci, să ne uităm la un lucru, nu se face tot întâmplător. În anumite, fiindcă să nu fim naivi, nu vedem ceea ce se face în direcția asta de a distruge statul. Ajunge la șec când se discută întrebarea despre demiterea ministrului apărării, care are acțiuni vădit anti-moldovenești, anti-statale, și care distruge puterea care o mai are Armata Națională, ambasadorul României se duce în Parlament. De ce? Înțelegeți? El s-a dus când trebuie să-l scoată și alea s-a pus moțiunea de cenzură la Șularu, ambasadorul României s-a prezentat la Parlament. Eu vreau să atrag atenție la un singur lucru, că multe lucruri în țara asta s-au făcut din cauza indiferenței intelectualității. Eu nu știu, acum nu o să-mi amintesc, dar cineva a spus că toate lucrurile în lumea asta se fac cu acceptul tacit al celor indiferenți. Și dacă noi suntem indiferenți, ei fac și vor. Nu-s vinoveți, ei sunt oameni normale, adică cu lăcomie în sine și cu lipsa unor, eu știu, valori mai sfinte. Și ei fură. Noi suntem cei care acceptăm și dăm voie să întâmple lucrul acesta. Și referitor la ceea ce a spus Virgil Ciobotaru, că dezbinare totală a societății. Eu am întotdeauna o viziune mea față de popor și cred că putem vorbi despre dezbinarea elitei, despre dezbinarea intelectualității. Poporul, chiar dacă votează unul pe Dodon, altul pe Usate și a treilea pe, eu știu cum, pe Gimpu, poporul în majoritatea lui e un popor monolit. Numai el așteaptă o conducere cinstită, o conducere care să-l susțină. Și atunci poporul să vedeți ce poate să arate.